În cursul zilei de astăzi, candidații la alegerile locale din partea Partidului Forța Dreptei, organizația sătmăreană, și-au depus candidaturile, astfel că pentru funcția de președinte al Consiliului Județean a pornit în cursă președintele Ștefan Ciordaș, iar pentru funcția de edil al orașului Adelin Ghearfaș. Am depus dosarele pentru candidatura mea la președinția Consiliului Județean și a consilierilor noștri pentru Consiliul Județean Satu Mare. Suntem onorați, suntem cu entuziasm, suntem în fața primului nostru examen de alegeri. Partidul Forța Dreptei, știți că este un partid nou, suntem chiar de 2 ani înființați, dar sper să ajungem în Consiliul Județean și să punem umărul la treabă, să aducem un plus administrației și să ajutăm la progresul județului nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, suntem o echipă bună, suntem cu încredere și sigur vom face fapte frumoase pentru județ. Verificăm domiciliul să fie pe raza municipiului. Două dosare cu domiciliul. Bună ziua! Este o zi frumoasă și o zi importantă pentru Partidul Forța Dreptei în municipiul Satu Mare. Ne-am depus astăzi candidatura pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare și pentru Consiliul Local al municipiului Satu Mare. Suntem o echipă frumoasă, suntem o echipă unită, în primul rând, și foarte hotărâți și determinați să aducem un plus valoare în continuare municipiului Satu Mare. Noi suntem adevărați liberali, noi ne dorim în continuare ca să fim alternativa dreaptă și alternativa reală pentru municipiul Satu Mare. Bineînțeles, cu toții asistăm, din păcate, la un circ grotesc ale unor partide politice, atât la nivel național, cât și la nivel local, dar noi suntem hotărâți și determinați să avem o campanie frumoasă, o campanie purtată cu mult bun simț și pentru interesul cetățeanului. Considerăm că acesta este cel mai important lucru și cel mai important lucru este ca noi sătmărenii să avem vise, să credem în ele și să luptăm pentru ele. Important este ca sătmărenii să fie uniți, să creadă în continuare în alternativa liberală pe care o reprezentăm. Le mulțumesc tuturor cetățenilor municipiului Satu Mare, le mulțumesc colegilor pentru că m-au primit atât de bine în Forța Dreptei, îi mulțumesc domnului președinte Ștefan Ciordaș, cel mai mare și la propriu și la figurat liberal din municipiul și județul Satu Mare, și ne dorim ca să purtăm în continuare o campanie frumoasă și să fim împliniți. Mulțumesc mult!